Un tânăr din Pitești a lovit un polițist local și l-a băgat în comă. Totul după ce agentul i-ar fi atras atenția că a spart o sticlă pe stradă. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-o stație de autobuz din centrul municipiului. Polițistul l-a văzut pe un tânăr în vârstă de 20 de ani că a spart o sticlă. Acesta a mers să-i atragă atenția, moment în care tânărul l-a lovit puternic în zona feței. Agentul a căzut cu capul de asfalt și, din nefericire, era singur în momentul în care a fost lovit de acel individ. Nu e acceptat așa, nu ne vine să credem, dar nu știam. Pentru că centrul orașului, da, practic. Da, și e un oraș liniștit. Aici se cam respectă, că e lumea educată, dar uite, sunt cazuri de-asta. Cred că sunt rare, n-am auzit să ia bătaie un polițist. Pentru că legile nu sunt făcute, adică nu se respectă legile. Da. Legi mai dure care pentru cei care agresează și pentru tineret. Sunt foarte vulgari. Dar să știți că lumea nu sare. Le este frică, sunt foarte mulți drogați, chiar și în autobuze. Noi ne este teamă să mergem. Și fetele vorbesc foarte urât. Tineretul în ziua de astăzi, needucat. Tânărul a fost audiat de polițiști, însă nu a fost emis un mandat de arestare pe numele acestuia. Agentul de poliție se află în stare foarte gravă la spital și urmează să fie operat. Medicii sunt rezervați cu privire la șansele de supraviețuire. Colegul meu era în serviciu de patrulare și a surprins acei tineri care consumau alcool pe domeniul public. Polițistul local și-a făcut datoria atrăgându-le atenția și spunându-le că este interzis să consumi alcool pe domeniul public. În acel moment, unul dintre tineri s-a ridicat și, din ce știm noi, l-a lovit în față. Acesta a căzut în stare de inconștiență. A fost preluat de salvare și, cum știți și dumneavoastră, este în acest moment la Spitalul Județean, intubat, în comă indusă. Munca de polițist, de polițist local, este o meserie periculoasă. Asta trebuie să ne dea puțin de gândit. Și nouă ca polițiști, ca polițiști locali, dar și ca cetățeni. Nu este ușor să fii în stradă, să fii în mijlocul evenimentelor și să intervii acolo unde este nevoie de tine. Agresorul a fost reținut și urmează să fie prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.